mâine la dietă. Hei, eu sunt Dia și astăzi voi face ceva la care mă pricep foarte bine. Azi voi mânca. Vreau să-i mulțumesc surioarei mele pentru că mi-a trimis cutia asta plină de dulciuri din Germania. Da, de mâine intrăm la dietă. Acest clip o să fie foarte lung. Ok, o să încep cu asta. Nutella Be Ready. Orice are Nutella ar trebui să fie bun, nu? Oh, așa micuțe. Da, deci chiar arată ca o pâine. Da, păi înăuntru e Nutella și asta are gust de... Următoarea chestie, asta. Arată foarte bine. Probabil au și gust bun. Se vreau scapă în banii de prețe. Da. Îți dorea cu spumă, clar, mamă. N-avem dinastie în România, dar avem dinastie. Sunt cam aceeași chestie, dar sunt super bune. Nu știu germană, n-am învățat în viața mea germană, mi se pare o limbă urâtă. Lippenstifte? Chiar nu știu ce ar trebui să fie asta, adică se mănâncă. Da, arată așa. A zice că e ceva creion, dar... Naiba. Mor, știți ce are gust? Când eram mai mică, erau niște brățărele cu bomboane și cu un ceas fake. Și astea au exact gustul ăla. Acum nu cred că să mai fac brățărele alea, dar erau super bune. Următoarea chestie este asta. Care bănuiesc că după pozele astea este gumă pocnitoare. Mamă, ce bine miroase. Văd gumițe. Îmi place. Păcat că ține efectul ăsta cu pocnitul foarte puțin, adică are tot felul. Următorul lucru, adică asta. Nu înțeleg ce scrie, dar după câte văd, cred că e popcorn cu caramel. Puteți să-mi scrieți în comentarii dacă Jesu Kert înseamnă caramel. Dar sper că are un gust bun. Mergea. De fapt, de parte nașpa. Merge mai departe cu chestia asta. Sincer, arată ca un burete. Mama, cum se simte? Nu interpretez greșit. N-are gust de nimic. Chiar n-are gust de nimic. Chestia asta chiar se mănâncă. N-are gust de nimic. Bia, vă joc de mine. Nu s-a lipit de cerul gurii. Ce e asta? Are gust de hârtie. 100% vegan. Nota 1 din 10. Trecem la chestia asta. Mama, miroase amentru. Da, ciocolată neagră. Și la întrare, mentru. Cred că mi s-a răspundea și nasul, sincer, dar câtă mentă e. E bun. Chiar foarte bun. Văd că mi-a trimis și jelly beans. Mulți dintre voi știți că am făcut challenge-ul ăsta cu Magda. Numai că în versiunea aia din România pe care am găsit-o, erau 8 arome diferite. Dar aici sunt 10. Nu știu cu ce sunt, pentru că nu înțeleg, scrie în germană. Am primit și chestia asta. Bănuiesc că trebuie să o bag în apă.
Ahoy Brause. Nu știu, așa scrie aici. Să vedem ce... ce se poate întâmpla. Mă simt ca și cum aș fi făcut ceva chimic. Ce naiba, că înainte era mai colorată. Da, are gust de sucrăvăr cu un neulat de la bine. Și tragem mai departe și avem batonul ăsta care teoretic ar trebui să fie plin de alune. Miroase nașpa. Au! Au, asta alune și e ceva caramel. Au gust de baton de alune cu caramel. Mai trimis și eu ăsta, dar era prea cute, tare, îmi zic. Dar era prea cute ca să îți fac, deci nu mai pregăsesc. Pomadarul lucru! Okay. Se numește Mozart. Așa arată. Baton normal. Foarte bun. Nu știu dacă se vede. Are un strat foarte gros de alune, cred. După aia vine un strat de... nu mai știu cum se numesc astea verzi. După aia vine un strat de ciocolată și... nougat. Păcat că ne-a trimis doar una. Și mergem mai departe cu chestia asta. Gumă. Funny gum, de fapt. E o gumă amuzantă. Cu căpșuni. Nu știu că s-a păs. Asta e gumă. Eu apăs cât de tare pot și abia iese. Ops, am înghițit-o. Are gust bun, numai că n-am mestecat-o, pur și simplu am înghițit-o. Nu avea o structură care îmi permitea să mestec. Era foarte moale. Se pot interpreta atâtea lucruri greșite din ce am zis în video-ul ăsta. Ne trecem la aceste chipsuri de ciocolată. Cred că avem și în România, numai că eu n-am mâncat. Mamă, nebunesc. Mamă. Mamă. Așa. Un pic de chestie care era roz. Avem aici astea, care ori sunt pufarine, ori sunt cereale. Miros nașpa. Sunt pufarine. Mai e capul meu. Deci au un gust atât de accentuat. Prima pe care am gustat-o era ok. Dacă n-am băgat mai multe... dacă tu bați mai multe deodată... s-a simțit un gust atât de puternic. Deci ciocolata asta nu știu ce are special sau ce ar trebui să aibă special. Mi-e bun că abia de pot să o scot. Mai are și din asta moale aici. Păi sper că este ceva special la ciocolata asta. N-are miros. Și e bună, dar nu simt și nu văd absolut nimic special la ea. Nu înțeleg de ce a trebuit să fie pusă într-o cutie de genul ăsta. Deja era într-un ambalaj. Like, seriously. Nu știu dacă avem în România, probabil avem. De-aia n-am mâncat. Mamă, parcă-s picioarele lui tata. Dacă e asta.
E ciocolată cu multă, multă, multă cacao pe deasupra și cacao aia se simte foarte nașpa. Și că totul. Arată rea este ciocolata asta. Arată foarte interesant. A, sunt bucățele mici. Eu credeam că asta e un baton pe care să-l arăt singur. Oricum, îl arăt singur. E bun, ciocolată cu caramel. Și ultima pe ziua de azi, după care intru la dietă, este asta. Ce-am mai mâncat din astea și îmi plac foarte mult. Arată cam așa, miros foarte bine, eu le ador. Același lucru superb. Ce exact ce e chestia aia dinăuntru. E foarte bună și cu ciocolată se combină perfect. Cam asta a fost tot cu primul episod din seria Bia Mănâncă. Sper că v-a plăcut și scrieți în comentarii dacă ați mâncat ceva din ce v-am arătat. Și dacă vreți să continui cu această serie cu dulciuri din altă țară. Nu uitați să dați like, comentariu și share și vă iubim și vă pup și mulțumesc că v-ați uitat. Eu am fost Bia, pa!